Bun și salutare tuturor, numele meu este Azlo și bine v-am regăsit aici lume la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să ne întoarcem la Skywars. N-am mai jucat de foarte mult timp Skywars și tot PvP-ul meu mi l-am făcut în ultimul timp pe Bedwars, după cum ați putut vedea, dar astăzi suntem aici să revenim cu o veche miniserie pe care am avut, după părerea mea, niște clipuri destul de hard, anume schimbăm tastatura după fiecare win, în care practic o să jucăm Skywars și după fiecare win o să facem o rotație cu tastaturile pe care le dețin momentan. Și astăzi sunt aici să vă prezint ediția a 6, așa că haideți să intrăm direct în primul meci. Bun, și ne-am întors aici lume și cu primul meci și suntem aici cu prima tastatură, care cel mai probabil cred că a fost de fapt prima tastatură în ultimele câteva episoade, din simplu fapt că vreau să încep întotdeauna cu tastatura mea main. Bineînțeles, este HyperX Alloy Origins, o tastatură foarte reliable cu care n-am efectiv cum să mă plâng de ea și chiar a meritat investiția, după părerea mea, pentru că e o tastatură liniștită, asta nu e foarte gălăgioasă, n-am avut nicio problemă mare cu ea în ultimii 2 ani sau de cât timp o am și pur și simplu a fost așa un produs reliable și chiar nu prea avusesem nimica de la HyperX în trecut, dar chiar mi-a schimbat puțin părerea despre această firmă și mi-am dat seama, bă, frate, vezi că ăștia chiar fac niște produse foarte calitative, cu care, cum să vă zic eu, nu ai cum să greșești. Așa că din motivul acesta o să începem episodul prin a o prezenta. Mi se pare că am luat așa toate chesturile de mid, mă, frate, ce naiba. O să păstrăm gap-ul. Prima putem să-l batem pe ăsta, chiar dacă nu avem proiectile, putem să-l batem pentru că suntem la close quarters. Ăsta se pare că vine pe mine, da, bă, frate, cu armura aia de leather nu ai cea mai mare rezistență, plus că i-a dat blaze-ul o bucată și l-a nenorocit pe săracul. Mai e ăsta care pare destul de bun. O să mergem așa dintr-o parte și să sperăm că nu ne aruncă. Ok, mi-a mirosit perla ca prostul și se pare că și el are un gapple. O să vrea să ia high ground-ul, da, am folosit ca prostul perla acolo. Cred că mai are un gapple, se pare. Și să vedem, nici să nu ne ia pe la spate celălalt tip. Ok, am reușit să-l omorâm, oameni buni. Era foarte OP săracu' om, dar stai să iau și o sabia și vreun gheapăl, ceva pe aici găsesc și eu. Nu, este adevărat, este foarte adevărat că nu găsim un gheapăl. Hai că am reușit să luăm și noi pe băiatul ăla cu Lunar Plus, avea toate chestiile, m-a salvat aici Blaze-ul, trebuie să recunosc. Și mai suntem noi versus omul ăsta care chit că, oh, are și el 15 HP se pare, se ascunde de noi, dar bă, frate, poți să te ascunzi, dar nu poți fugi de Azlo. Meci scurt și la obiect, oameni buni, ăsta a fost primul meci, asta a fost prima tastatură. Este timpul pentru a doua. Bun, și ne-am întors aici lume și cu tastatura cu numărul 2. Este vorba despre Logitech G512, pe care nu cred că am mai prezentat-o pe niciun clip despre tastaturi. Strict legat de schimbăm tastatura după fiecare win. Practic, oameni buni, am mai făcut acum ceva timp un clip despre această tastatură și în acela vorbesc mai detaliu despre de ce îmi place atât de mult și de ce switch-urile pe care aceasta le are sunt chiar switch-urile mele preferate de la absolut orice tastatură pe care am testat-o. Bă, 32 de bulgări. Cum naiba, au schimbat un pic Skywars-ul de când n-am mai intrat pe el. Las că e mai bine să fie mai puțin bulgări, că nu se mai spamează atât de rău. Ăsta se duce să ia chesturile de mid. Putem să-l aruncăm până ajunge sus? Nu. E clar. Nici nu mai am blocuri să... Dar mi se pare că era un... Da, era scăriță pe aici. Ăsta nu știu exact ce naiba face, pune TNT, dar... Bă, frate, ți-a sugerat să nu continui cu procesul. Okay, am prins o bucată, l-am aruncat de tot și absolut toată armura s-a dus naibii. Asta este. Și nu mai am blocuri să ajung la chest. Bag piciorul în el. Eu vreau să văd ce... N-a meritat. N-a meritat nici de cum, n-a meritat. Dar asta este viața. Riști ca să vezi dacă câștigi. Nu riști, nu câștigi, știți cum este vorba. Mă, n-am blocuri, o să iau fall damage să cad aici. Suntem noi versus ăsta care, din păcate, e destul de stacat și cu ăsta cu Endlord-ul. Amândoi și-au dat perle și eu nu am niciun bloc. E, vă aștept să veniți voi la mine. Cât HP are ăsta? Da, nu merge tabula tastatură și nu pot să aflu cât HP are tipul ăsta. N-am blocuri, n-am... Ok, bagă un gap-ul, așteptăm, măcar să așteptăm acolo 2 secunde să dispară. Oh, am TNT-uri! Oh, sunt hard! Aici este tehnica... Încurcării oponentului cu TNT-urile, care n-am mers pentru că mi s-a blocat jocul și mi-a prins un unghi mai avantajos. Trist.
Bă, dacă nu sunteți ciudați, să-mi bag. Să joci cu cap, băi buriști. Handicapat la cap, bă, frate. Care-i șmecher să-l văd? Bă, v-am văzut și n-ați fost niciunul dintre voi șmecheri. Devine din păcate un episod din acesta foarte editat și ar trebui să recunosc destul de toxic. Dar e imposibil, bă frate, să nu joci, să nu te tiltezi pe Skywars-ul din ziua de azi. Din simplu fapt că toată lumea joacă atât de... Nu neapărat bine, dar într-un fel bine. Da, nu bine, n-am alt cuvânt să descriu cum se... Care e experiența de Skywars din ziua de azi. Absolut nimic în aceste chesturi. Am stat să le iau absolut degeaba. M-am dus aici să iau chesturile. Astfel în care ni-l... Care lochim. Bă, tipul ăsta lochim și noi acum instant. Asta nu e nicked. Am ochit pe cine nu trebuie, că am ochit unul care nu e nicked, dar e unul care a prins absolut toată armura de mid și avea și sabie de knight. Hai că stăm bine. Mai are ceva aici ce ne poate fi de folos? Nu pare. Asta este o problemă pentru mai târziu, vericul ăsta. Aici ăștia cred că o să înceapă să se bată. Și, bineînțeles, vine 5x3-ul să le dea o bucățică. Ăsta a luat strength-ul, fugim de el. Dar se pare că și el fuge de noi. Ăsta e... Ok. Se duce pe el. Uai, ce prostă-s. Bă, ce, ești chiomb, coaie. Focul ăsta, mă, frate, bun rău de tot să-mi bat piciorul. Și-a dat o perlă. Ăsta, din fericire, e pe leather. Cu leather-ul ăsta, frate, e cam over, n-am ce să zic. Mai avem, din păcate, doar un gapple. Dacă am avea mai multe, am fi cum trebuie. Holy shit, am crezut că e invis și sunt pe bedwars. Ok. Deci, suntem noi versus ăștia doi, care, din ce am văzut amândoi, au cât de cât game sense. Dar noi suntem într-o poziție foarte avantajoasă decât dacă vin amândoi pe noi. Dar dacă mă întrebați pe mine, e o șansă destul de slabă să se întâmple asta. Avem enchant jos, dar n-aș vrea să-mi predau locul. Nu știu dacă are arc tipul ăsta. Îl luăm un pic așa la un one tap, știți cum e. Pe diagonală dacă era OP. Dar văd că nu e. Totuși cred că o să facă ce cred eu că o să facă și o să aștepte să se facă 2v1 aici. Ok, înseamnă că e timpul să ne îndepărtăm puțin și să-i lăsăm să-și facă numărul. Ok. I-am predat la tipul meu mid-ul. Bă, zici că mă joc aici în 3000 elo. I-am predat mid-ul, dar mai încercăm aici să mai prindem un bowshot pe tipul ăsta. Ok. Îmi bat piciorul, mai important refill decât orice s-ar întâmpla aici. Deci aici suntem. Și cred că și ăsta o să pușeze un pic pentru refill. Și a dat give up-ul meu, a dat alt tab când m-a văzut cum am intrat. Avem ăsta cu Lack of the Sea. Și ăsta cred că o să se tot plimbe acum să ia din chesturile celelalte de pe insule. Dar bine, nu are cum să ajungă pe alte insule decât dacă o ia pe la mid. Dar, mă, putem deja să mergem pe el. Luăm absorption-ul. Aici mă încurcă un pic blocurile astea de... Ok, dar din fericire e aici la unghi. Are 20, am scăpat de absorption. Și nu cred că are perlă. No, n-are perlă, oameni buni, smooth as hell. Am luat și win-ul cu tastatura Akiris, ne mai rămâne tastatura de la Razer. Așa că haideți să facem și pe asta. Ne-am întors aici lume și cu ultima tastatură din acest episod. Este vorba despre domnul Razer Black Widow Ultimate 2016, mi se pare. În continuare, tastatura mea preferată cu switch-uri green, astea clicky și chiar switch-urile mele clicky preferate. Este vorba despre Razer green-ul vechi. Înainte să le pună stabilizatoare la fiecare tastă în parte, cum au făcut la Huntsman. Și pe vremea când Razer aveau carcase bune, nu de la V3 în sus. Oricum, o tastatură foarte tare pentru nostalgie mai mult și chiar îmi pare bine că am luat-o și eu. O lasem de pe OLX cu un preț chiar destul de bun. Din păcate e un pic cam nașpa meciul acesta, adică sunt mulți playeri buni.
am intrat în lobby-ul câștigătorilor la Skywars. Oameni buni, am reușit să scoatem și acest win. În ultima oră eu mi-am dat sufletul ca să câștig 4 meciuri de Skywars Task, care în trecut era, bă, ca și cum mi-aș face micul dejun. Oameni buni, cam ăsta este viitorul. Ăsta a fost schimbăm tastatura după fiecare win V6. Sper că v-a plăcut gameplay-ul de Skywars, că și așa n-am mai filmat de mult timp un Skywars corect. Eu am fost Azlo, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canal și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!